Niciun om nu este o insulă. Poetul John Donne. Nici un om nu este o insulă. Nici, nici un bărbat, nici o femeie nu este o insulă. Afirmația acestui poet înfruntă direct mitul individualismului, care sociologii zic că e o mare problemă. Își dau seama tot mai mult că e o mare problemă a lumii noastre postmoderne, postcreștine. Uh, în perioada asta, uh, în ultimele, probabil vreo două luni, o lună și ceva, am citit uh, cartea lui John Mark Comer, Practicing the Way. Da, zâmbete care cunosc. Uh, dar, dar am luat un, în, în introducerea cărții și unul din paragrafele care m-a apucat pe mine de guler, citind cartea, și care m-a tras cu totul în carte, a fost următorul. Există forțe puternice care caută să ne facă să credem mitul că noi nu urmăm pe nimeni. Suntem îndoctrinați zilnic prin obiceiuri de scrolling, consum de media și orice content produs de influențări să fim autentici, să fim noi înșine, să spunem adevărul nostru. Acum, unele din afirmații sunt ok, dar luate în contextul ăsta, pluralistic și woke și așa mai departe, ouch. Însă toate acestea au o agendă de-a dreptul religioasă. El continuă, ceea ce suntem convinși că sunt doar reclame, doar linkuri cu știri, doar repostări, sunt în realitate tehnici de modificare a comportamentului în masă. Concepute în mod intenționat să influențeze cum gândim, ce simțim, ce credem, ce și cum cumpărăm, cu cine votăm și cum trăim. Și aici unii dintre voi și și eu aș zice, a, ah, nu, eu nu. Mai gândește-te odată. Pentru că un inginer IT care a ajutat la conceperea algoritmilor al algoritmil acestora, uh, care influențează, urmăresc uh, ce consumăm și apoi ne dau tot mai mult ce consumăm, John Lanier, Jaron Lanier, zice așa, ceea ce se numea dată advertising, Trebuie înțeles acum ca modificare continuă a comportamentului la o scară titanică. Habar n-avem. Noi zicem că stăm la toaletă, în pat dimineața, în pat seara, la semafor și e doar scrolling. Nu știe nimeni, nu contează, nu are niciun efect. Doar consum ce îmi place. Lumea ne formează în mod constant încheie paragraful ăsta John Mark Comer. Tu la ce ești conectat? Cine te formează pe tine? Care e dieta ta zilnică de content? Și chiar vreau să ne luăm, poate vreo 30 de secunde, și doar de la momentul în care deschidem ochii, unii probabil că vom ajunge numai până la prânz. Ce Consumăm online, pe telefon. Doar stăm și ne gândim puțin. Iisus Hristos e înțeles de noi creștinii ca fiind Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul Lumii. Noul Testament îl prezintă și ca pe un exemplu perfect de dragoste și un povestitor de excepție pentru oameni simpli, pescari, agricultori. Dar oare îl vedem și ca fiind un teolog serios? Kenneth Bailey, un comentator biblic, spune despre Isus că e un teolog metaforic, adică metoda lui principală de a crea sens e prin metaforă, comparație, pilde, acțiuni dramatice și nu prin logică și gândire abstractă. Nu că Isus nu e logic, dar nu e modalitatea lui principală de a accesa mințile celor din audiență. El intră cumva pe ușa din dos prin metafore, prin povești, prin pilde. Uneori confuze sau care cauzează confuzie. Apoi Kenneth Bailey continuă. O metaforă comunică în moduri în care argumentele raționale nu o pot face. Astfel, o pildă e o metaforă extinsă, iar ca atare nu e un sistem de livrare a unei idei, ci, foarte fain, o casă în care cititorul e invitat să ia loc. Foarte tare. Folosește și Ken Bailey o metaforă pentru a ne ajuta să înțelegem cum folosește Isus pildele sale. Într-o astfel de casă, aș vrea să vă invit să poposim și astăzi, împreună cu Isus. E, suntem în seria Povestiri cu tâlc, pildele Domnului Isus, metaforele Domnului Isus și o metaforă de-a lui spusă într-un context privat, doar cu ucenicii, e aceea în care vom poposi împreună în seara asta. Dacă aveți Biblile, fie pe telefon, fie fizic, vă încurajez să le deschideți la Ioan, capitolul 15, și aș să ne ridicăm pentru citirea Scripturii. Vă rog să vă ridicați în picioare. Ioan, capitolul 15, începând cu versetul 1 și vom citi până la versetul 8. Eu sunt adevărata viță, iar tatăl meu este viticultorul. El taie din mine orice mlădiță care nu aduce rod, și curăță orice mlădiță care aduce rod, ca să aducă și mai mult rod. Acum, voi sunteți curați datorită cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Așa cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți blădițele. Cel care rămâne în mine și în care rămân eu, aduce mult rod, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă cineva nu rămâne în mine, este aruncat afară ca o mlădiță și se usucă. Acestea sunt adunate, aruncate în foc și arse. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, atunci cereți orice doriți și vi se va da. Tatăl meu este proslăvit prin aceasta, prin faptul că voi aduceți mult rod și deveniți ucenicii mei. Doamne, te rugăm să ne vorbești uimește-ne, transformă-ne. Și fă pe Hristos să ia tot mai mult chip în noi, în momentele următoare. Doamne, cercetează-ne, înfrunte-ne, iartă-ne, vindecă-ne și adune aminte cine suntem, dejucând minciunile celui rau, pe care le consumăm zi de zi. Săptămână de săptămână. Întâlnește-ne. Duhul Sfânt. Amin. Amin, vă rog să ocupați locurile. Vă invit să ocupați locurile. Uh. În primul rând, sau ideea principală pe care aș vrea să, să vă lansez, e că ucenicii lui Isus îi aduc glorie lui Dumnezeu dacă rămân conectați la Isus și aduc mult rod. Tu, creștine, îl onorezi pe Dumnezeu, îi aduci glorie lui Dumnezeu dacă rămâi conectat la Isus și aduci mult rod pentru el. În primul rând, conectarea noastră constantă cu Isus e o dovadă a salvării noastre. Rămâi conectat la Isus. Totul începe cu asta. Nu poți pretinde că ești creștin autentic dacă nu citești Biblia și dacă nu te rogi. Le știm de la Minimisio dei, de când eram noi la ceva de forma Minimisio dei, unii dintre noi. Sunt lucruri elementare. Dar totul în lumea asta e construit să ne îndepărteze de ritmuri sănătoase care ne, ne dau profunzime în gândire și în viață. Imaginați-vă puțin scena. Isus iese împreună cu ucenicii din camera de sus, suntem în capitolul 15. Și ieșind din camera de sus și ieșind pe una din porțile Ierusalimului, dacă ieșau înspre Ghețimanii, ar fi ieșit pe o poartă decorată cu niște struguri cât un om de mari. Așa descrie Iosefus această poartă. Apoi, mergând înspre grădina Ghețimanii, ar fi coborât până într-o vale și urcat înapoi în grădina Ghețimanii pe un drum flancat de vii, de, de, de viță de vie. Apoi, în, în tot peisajul acesta, cât de, cât de potrivită ilustrația lui Isus? Mai ales că în Vechiul Testament există o bogată teologie și o bogată învățătură profetică care folosește analogia viței de vie cu poporul Israel. Dumnezeu identifică poporul lui ales drept o vie pe care, care a fost selectat, a fost plantat în Canaan să aducă rod, să fie o mărturie pentru el în, în, fața celorlalte națiuni și să aducă alți oameni la cunoștința lui Dumnezeu. Dar această viță nu și-a împlinit menirea. Pentru că în Isaia, capitolul 5, Dumnezeu zice așa, Via Domnului Oștirilor este casa lui Israel. Uite, iar bărbații din Iuda sunt grădina de sfătării sale. El se aștepta la judecată dreaptă, dar când colo, iată vărsarea de sânge. El se aștepta la dreptate, dar când colo, iată strigăt de durere. Isus, în sensul acesta începe această metaforă prin care învață ceva pe ucenici cu cuvintele, eu sunt adevărata viță. Dar Isus. Face afirmația asta la capătul a, a, a șase alte afirmații despre propria persoană în Ioan, Eu sunt. După ce le spune despre sine că Eu sunt calea, adevărul și viața, Eu sunt lumina lumii, Eu sunt păstorul cel bun, Eu sunt poarta staulului, Eu sunt pâinea vieții, Eu sunt învierea și viața, acum le zice Eu sunt. Adevărata viță, adevăratul Israel, adică adevărata sămânță promisă lui Avram, care va aduce toate națiunile la închinarea înaintea lui Dumnezeu, prin care toate națiunile vor fi binecuvântate. Acum, vița de vie, nu, nu mulți suntem horticultori, vița de vie e o plantă cățărătoare, care tinde în sălbăticie să se întindă pe pământ, pe jos. Horticultorul o ridică de pe sol, o pune pe stâlp și pe sârme și o îngrijește. Sunt două sezoane de îngrijire. Unul e primăvara, când uh, din viță ies lăstari viguroși, dar lacomi, cum le zice, care cresc 30-60 de centimetri, dar nu vor da niciun rod. Și un viticultor cu experiență va tăia acele mlădițe pe care le identifică drept lacome, care doar cresc, dar nu vor aduce rod, nu vor fi productive, le taie, elimină chiar și unii, um, unii lăstari, unii, um, unele flori sau, um, da, unii ciorchini incipienți de pe ea, ca mai multă sevă să se ducă înspre alți ciorchini rămași, ca vița să fie productivă. Rostul viței nu e doar să crească bă, în toate direcțiile, ci rostul viței e să crească canalizat și, să, și seva ei să meargă concentrat în rodul ei. Bun. În sezonul de primăvară se taie anumite mlădițe, toamna se taie alte mlădițe, sunt două sezoane. Toamna se taie acele mlădițe care fie și-au dat rodul și deja se usucă și nu vor mai da rod la anul, fie um, au crescut între timp în sezonul cald și trebuie tăiate ca vița să -și, din nou să-și canalizeze energia înspre cele rămase. După această curățare de toamnă, mlădițele lemnoase sunt adunate stivă și li se dă foc. Mlădițele care n-au adus rod sunt arse în acest foc. Versetul 2 pare că avem imagini din ambele sezoane ale vieții viței. Și curățirea de primăvară, ca să aducă mai mult rod, ca să îi se canalizeze um, seva. Și curățirea de, ea, de toamnă, când e curățată de cele care n-au adus rod. Dumnezeu Tatăl e viticultorul. El curăță vița. Care e modalitatea de curățare? Voi sunteți curați prin cuvântul meu, spune Isus. Voi sunteți curați prin Cuvântul meu. Iacov spune că Cuvântul lui Dumnezeu e o oglindă pentru noi. Evrei spune că Cuvântul lui Dumnezeu e o sabie cu două tăișuri. Pentru ucenicii lui Isus care mențin o relație vie cu El, sezonul de curățare pentru rodnicie e o chestiune de constantă actualitate. Cum știm că suntem conectați la El? Prin faptul că suntem mereu curățiți. Să aduce mai mult rod pentru gloria Lui Dumnezeu. Dar curățirea asta doare. Curăția, curățirea asta înseamnă incizie. Curățirea asta înseamnă tăiere. Când citesc Biblia și mintea îmi rămâne agățată într-un cuvânt sau o idee care mă răscolește, mă conștientizează de minciună sau păcat și mă cheamă la adevăr și ascultare, Dumnezeu mă curăță. Când povestind o luptă personală cu grupul mic și cineva pune degetul pe bubă, identificând minciuna din spatele gândurilor și acțiunilor mele și numește păcatul cu care mă confrunt Dumnezeu și mă cheamă la acțiune, Dumnezeu mă curăță. Când soțul sau soția mea trage atenția la tipare manifestate de-a lungul lunilor sau anilor, e un har din partea lui Dumnezeu, o invitație să cresc, să renunț la ce e firesc și să îmbrac omul cel nou, Dumnezeu mă curăță. Și acum câteva întrebări pe care aș vrea să le rulați săptămâna asta. Cât de mult ți-ai expus mintea, inima și viața la Cuvântul lui Dumnezeu în ultima vreme? Azi? Săptămâna asta? E instrumentul principal prin care Dumnezeu ne curăță și ne face roditori. E principala sursă de adevăr spiritual într-o lume care ne trage, ne atrage și ne distrage de la ceea ce e important. Prin orice mijloace posibile. Lupta majoră a zilelor noastre e pentru atenția noastră. Toate companiile care investesc miliarde de dolari în industria reclamelor se bat pentru atenția ta și atenția mea. Inclusiv momentul când intră câte o notificare pe telefon e calculat să vină la exact atâtea zeci de secunde pentru că tu n-ai mai atins tele telefonul. E incredibil cât de bine ne știe AI. Dar revenim. Cum fac să-mi aduc atenția în scriptură? La scriptură. Fără disciplină dare de socoteală și efectiv pus în calendar. Ca orice alt task, n-avem nici o șansă. Dar foarte neromantic să spui în calendar. Însă, la muncă primim tascuri și le punem în calendar și știm că mâine la ora 1.30 fac tascul ăla și se întâmplă. Cumva am ajuns să credem, și o fi Hollywood, o fi TikTok, nu știu ce o fi, că pentru a fi productivi trebuie să fim disciplinați și riguroși. Dar relațiile se întâmplă de la sine. Și nu trebuie să programezi și nu trebuie să fii disciplinat. Și suferă căznicii pentru că credem asta și suferă relația noastră cu Hristos pentru că credem asta. Asta nu. Dacă nu ești spontan, nu mai contează. Nu, nu e frumos dacă nu ești spontan în relația aia sau în relația aia. Relațiile nu supraviețuiesc fără ritmuri sănătoase împreună. Fără planificare. Ce vei face vara asta ca Biblia să-ți fie mereu adusă în atenție? Reminder pe telefon, același telefon. Alarmă la o anumită oră, sau mai multe alarme de-a lungul zilei? Alege. Dar fă ceva. Fă ceva ca să rămâi conectat la Hristos. El e cuvântul care s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Cum ar fi să citești în ce-a mai rămas din vara asta o Evanghelie? Ca să-l aduci pe Hristos. Front and center. Central în gândurile tale. Cum ar fi să citești două Evanghelii? sau pe toate. O, dacă ne-am uitat fiecare la telefonul nostru, acolo un meniu adânc ascuns, câte ore am petrecut săptămâna asta pe telefon? Uh. Și după aia să te uiți cam cât, cam cât ai dus în ce aplicații? Și nu, nu fac asta ca să, cu vinovăție, o fac ca să facem o conversație din ceva ce toată lumea împinge afară din punctul focal, din zona de focalizare a gândurilor noastre. Suntem niște roboței la mila companiilor care ne bagă sub nas o grămadă de chestii. Un comentator biblic remarca că ideea de roade apare de șase ori în acest text, pe când conceptul de a rămâne, a rămâne conectat la Hristos, apare de 15 ori în 17 versete. 15 ori. Asta e semnificativ. Mai mult, primirea răspunsurilor la rugăciunile noastre nu e condiționată de rodnicie. E condiționată de a rămâne în El. Rămâneți în mine. Dacă rămâneți în mine și rămân cuvintele mele în voi, orice veșeră Tatălui, veți primi. În primul rând, rămâi conectat la vița care este Hristos prin practici ritmice, programate, prin disciplină și dare de socoteală. Fii atent la tine vara asta. Fii atent la ce ești atent. Fii atent la, la lucrurile pe care se duce atenția ta. În al doilea rând, ucenicul autentic aduce rod. Rodnicia nu e un scop în el însuși, ci a rămâne în Isus este un scop. Rodnicia e un efect al rămânerii în Hristos. Un rezultat natural al conectării noastre la viță. Dacă rămâi conectat la Isus, ești transformat tu însuți și ești un agent al transformării în viețile celor din jurul tău. Am văzut mai devreme că adevărata viță e Isus, vechea viță, umbra adevăratei vițe era Israel. Noi am fost altoiți în Hristos ca să aducem roadele pe care Israel a ieșuat să le aducă anume să fie o națiune transformată și o mărturie înaintea națiunilor despre cine este Dumnezeu. Biserica e familia lui Hristos, care are aceeași misiune pe care avea națiunea Israel. Accentul pus pe roade atrage atenția asupra faptului că rodirea e scopul lui Dumnezeu în creație și în răscumpărare. Dacă Dumnezeu a dat lui Adam și Evei porunca să crească, să rodească și să stăpânească pământul, cu cât mai mult ție și mie, Parte a poporului răscumpărat al lui Dumnezeu. Scopul ultim al rodirii e gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu e onorat atunci când întreaga creație își împlinește menirea. Când un măr dă mere, Dumnezeu e onorat. Când un trandafir face trandafiri, Dumnezeu e. Ok, sunt fructele alea, măceșele, dar altă poveste. Când cireșul dă cireșe. Dumnezeu e onorat. Când orice își împlinește menirea și crește, se dezvoltă și se înmulțește, Dumnezeu e onorat. Tot ce este viu, tot ce trăiește prin implicație, crește, rodește și se înmulțește. Dacă aspectele astea lipsesc din viața oricărui corp, fie el animal sau vegetal, atunci nu putem spune că e viu. Dumnezeu a conceput viața să se dezvolte continuu rămânând în Isus aliment, alimentându-ne cu modul Lui de gândire, vom ajunge să producem roadele sale în viețile noastre. E foarte interesant cuvântul rod aici, că Biblia îl folosește, cred, intenționat, autorii Scripturii îl folosesc intenționat, atât despre roade la interior, cât și despre roade la exterior. Atât despre roada Duhului din Galaten 5, cât și despre noi, ucenici, ai lui Hristos. Dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, generozitatea, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Cu cât stau mai mult cu Isus, cu atât voi vedea lucrurile astea în mine, dar nu le voi vedea doar eu. Le vor vedea și cei din jurul meu. Și vor avea întrebări și pe bună dreptate. Păi tu cum faci să fii așa? Păi te-am văzut trecând prin greul ăsta, dar ai trecut altfel. Am văzut alți prieteni trecând pe acolo și le-a fost altfel. Păi tu ai trecut prin situația asta în viața de familie, dar ai negociat-o diferit. Ai restaurat căznicia ta, n-ai ajuns în divorț. Cum ați făcut asta? N-am văzut așa ceva. Și aia e o ocazie să vorbim despre Hristos care ne transformă și care aduce rod în noi și în cele din urmă prin noi. Duhul Sfânt în noi aduce creștere spirituală în noi și rodnicie în noi ucenici. A rămâne în Isus, vița înseamnă că aceeași sevă ce curge prin venele lui Isus, curge și prin ale noastre. Înseamnă că avem aceleași priorități în viața noastră interioară și în viața noastră relațională. Isus a răbdat foame pentru ca alții să audă vestea bună. Gândiți-vă la asta. Conversația cu femeia samariteancă la, la fântână, la ce mi-e greu să renunț când comunitatea sau biserica se mobilizează pentru slujire? Sau când vecinul sau colegul care nu-l cunoaște pe Iisus are nevoie de ajutor fizic sau emoțional? Pentru unii nu e vorba să răbdăm foame, ci pur și simplu să renunțăm la niște rutine, poate chiar mofturi sau plăceri, pentru a binecuvânta pe alții. E vreo nevoie personală sau o dorință care ți-ai amânat-o, pe care ți-ai amânat-o pentru a le fi altora de folos și pentru a-L reprezenta pe Hristos prin timpul, energia sau finanțele tale? Dacă da, super. Atunci ai semănat cel mai tare cu Hristos. Pentru că El asta a făcut pentru noi. Iisus a pierdut somn pentru a face cunoscut planul de salvare a Lui Dumnezeu. În Ioan 3 îl găsim în mijlocul nopții discutând cu Nicodim, mare învățat al poporului evreu dar pierde somn și stă cu el. Îl găsim adormind, în, rupt de oboseală, în mijlocul unei furtuni pe mare, când era legănat într-o parte și în alta, fulgere peste tot și stropit cu apă. Cum să dormi? Cât de epuizat să fii să dormi într-un astfel de context? Pentru că Isus a slujit până la epuizare. Isus a pierdut somn ca să ne slujească și să ne iubească. Oamenii răspund diferit la lipsa de odihnă. Instinctul de autoconservare intră în acțiune și devenim acizi, iritabili sau apatici și dezinteresați. Cum mă simt când la sfârșit de weekend, la, la sfârșit de săptămână, când vine weekendul, vine o provocare la acțiune, la slujire? O să avem clădire, mamă, să vedeți când trebuie să dăm carpeta jos, când trebuie să zugrăvim pereți, să, vede să vedeți acolo ocazie de a trăi ceea ce ne provoacă Isus. Să trăim prin viața lui, prin pildele lui. Ce reacție am la nivelul inimii când sunt provocat să slujesc? Și sunt așa, oh, nu mai am energie de nimic. Ai avut ocazia în ultima vreme să renunți la odihnă pentru a face cunoscută vestea bună a lui Isus, prin vorbă sau prin faptă? Simona a fost la noi și a petrecut uh, uh, noaptea de vineri spre sâmbătă cu fetele de la minimisiodei. A avut o săptămână cruntă la muncă, a zis, stau un pic cu ele și mă duc la culcare și n-a putut, că au ținut-o fetele și au, au stat până la două, trei noaptea. După o săptămână de muncă. Mi se pare că genul ăsta de ocazii sunt momente... Unii o să mergeți voluntari în tabără, în tabără aliaj și o să stați cu tinerii și o să se încingă povești super bune. Atunci, da, la oboseală uneori, mintea începe să... Neuronii încep să ardă în mod diferit. Și vor fi întrebări bune. Suntem dispuși să pierdem o dihnă pentru a-L face pe Iisus cunoscut? Sau lăsăm oportunități să treacă pe lângă noi? Iisus a luptat în rugăciune pentru ucenicii să în grădina Ghețimanii, retrăgându-se în munte și rugându-se pentru alegerea lor. Un mod atât de simplu de a fi conectați la Hristos și unii la alții e în rugăciune. Și avem uh, întâlnirea de marțea dimineața de rugăciune când ne conectăm și unii cu alții și cu, Christ și cu Hristos. Și e, e poate unul din cele mai importante momente, una din cele mai importante acțiuni pentru misiunea noastră în lume. Chiar dacă nu simțim, chiar dacă nu percepem în felul ăsta. Marile bătălii se câștigă pe genunchi. Săptămâna asta am povestit cu cineva și zicea, băi, se, se schimbă inima persoanei X. Și ne-am rugat pentru asta, mai mulți. Și unii din cei care s-au rugat nu știau că începe să se schimbe postura inimii. Dar unii dintre noi aflaserăm și eram, vezi? De multe ori stăm pe genunchi și, zicem, și, și ne rugăm și credem că doar am vorbit cu tavanul și acolo s-a oprit totul dar Dumnezeu în fundal lucrează. Iisus a avut răbdare cu ritmul de creștere al oamenilor, al ucenicilor din jurul lui. Confruntarea mamei fiilor lui Zebedei, confruntarea lui Petru, restaurarea lui Petru, după ce acesta se leapă de Iisus. Cum gestionezi dezamăgirea produsă de unii ucenici în devenire ai lui Iisus? Ești la fel de tranșant cu tine pe cât ești cu ei? Câte șanse dai cuiva care ți-a înșelat încrederea sau te-a rănit? Dacă seva lui Iisus curge prin venele tale, ar trebui să ierți de 70 de ori câte șapte. Pe zi. Și apoi să lupți proaspăt pentru relația cu fratele tău, cu sora ta, cu copilul tău, cu părintele tău. Iisus ne-a pus pe noi mai presus de interesele Lui. Aici vorbim în continuare de Seva lui Hristos. Ne-a pus pe noi mai presus de interesele Lui. Pavel surprinde lucrul acesta în Filipeni 2, cu 4 la 11, unde zice: Fiecare dintre voi să se preocupe nu doar de interesele Lui, ci și de ale altora. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos. Isus, cel care, deși exista în chip de Dumnezeu, n-a considerat că a fi deopotrivă cu Dumnezeu e un lucru de apucat, ci s-a golit pe sine însuși, luând chip de rob și devenind asemenea oamenilor. Cum ar suna asta pentru noi? Fiecare dintre voi să se preocupe nu doar de interesele lui, de prioritățile lui, de casa sau familia lui, de creșterea lui spirituală, de finanțele lui, ci și de ale altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus. Măcar că arătați oameni din clasa mijlocie a României, a Bucureștiului, din 2024, să nu considerați statusul vostru social ca un lucru de apucat, sau sănătatea familiilor voastre ca un lucru de apucat, sau sănătatea voastră fizică, sau venitul vostru financiar ca un lucru de apucat, ci goliți-vă de voi înșivă. Renunțați, renunțați la status și siguranță și sănătate și deveniți ca cei fără casă, ca cei bolnavi de cancer, ca cei care sunt în pragul divorțului, ca cei orfani sau văduvi. Empatizați cu cei care sunt diferiți de voi, cu cei care au mai puțin, mai puțin din orice. Iar prin aceasta veți semăna cu vița din care vă trageți seva Vieții. Oare nu tânjirea asta după africa Iisus a motivat creștini de-a lungul veacurilor la acțiuni radicale? Maica Teresa a mers la cei de neatins din India. Jim Elliot a mers la triburile Auca din Amazon. Hudson Taylor a mers în China și a adoptat portul lor în urmă cu sute de ani, când niciun misionar nu se gândea la o astfel de abordare. George Mueller a îngrijit mii de orfani în Bristolul anilor 1800, înainte să existe Arfo în România. Toți aceștia n-au considerat că starea și statusul lor e ceva de apucat, ci imitându-l pe Isus, au renunțat la tot, la mai mult de o jumătate de oră de relaxare în weekend. Au lucrat neobosit pentru faima regelui și pentru a aduce glorie Tatălui prin rodnicia lor. O ce stare de apatie ne-a cuprins pe noi când nu reușim să ne uităm dincolo de casa scării, pe același palier, sau dincolo de stradă, sau dincolo de gard, la vecinul nostru, sau dincolo de paravanul din biroul companiei unde lucrez, la colegul de după, pentru a demonstra și apoi a spune vestea bună a lui Dumnezeu care a făcut la fel pentru noi, cu un cost infinit mai mare. Isus, un pasaj care mă, mă tulbură de câte ori ajung la el, el în Matei 24, unde Isus spune, în vremurile de pe urmă, dragostea multora se va răci. Cunoștința va crește, dar dragostea se va răci. Îmi trimite fiori pe spate de câte ori citesc asta. Și mă întreb unde sunt eu în asta. Că Iisus nu zice, Păi o, o veți lua pe arătură, vor fi multe erezii. Zice și asta. Dar ceea ce Iisus, când El în Ioan zice, vă dau o poruncă nouă, iubiți-vă unii pe alții. Nimic nu amenință mai mult puterea Evangheliei în viețile noastre și mărturia, bise mărturia bisericii în afară decât răcirea dragostei care e porunca lui Hristos pentru noi. Conectarea noastră constantă la Isus e o dovadă a salvării noastre, dar salvarea noastră nu poate rămâne fără rod, nici în interior, nici la exterior. Dumnezeu este vierul, El taie orice mlădiță care nu aduce rod și curăță orice mlădiță care aduce rod să aducă mai mult rod. Dumnezeu e Cel care evaluează unde suntem și El va trece la acțiune. Dar ce se întâmplă cu mlădițele care nu aduc rod? Îmi pare că noi l-am domesticit pe Isus. L-am făcut un ursuleț de pluș numai bun de îmbrățișat noaptea la culcare. Când el, de fapt, e regele Leu, care cere ascultare. Spuneam mai devreme că Isus a murit să ne împace cu Dumnezeu. Deci avem nevoie să fim împăcați? Pentru că în fiecare dintre noi este aceeași sămânță din Adam și Eva. Aceeași sămânță de rebeliune. Când satan i-a îmbiat cu fructul oprit pe Adam și Eva, promisiunea a fost că vor fi ca Dumnezeu. Și asta n-a fost într-un mod mistic, oh, zen. Și a fost într-un mod destul de practic. În momentul în care ei au luat din fructul ăla, ei au decis pentru ei ce e adevăr ce e dreptate, ce e sfințenie. Ei și-au fost lor înșiși Dumnezeu. Și dacă nu asta e ideologia care ea a luat cu furtună tot vestul, toată lumea vestică, nu știu care e, care e adevărul tău? E ok adevărul tău? Cine ești tu? Cine simți tu că ești? Fi cine ești, fi cine simți că ești. Eu decis de capul lor, și așa facem și noi. Lucrul acesta însă Biblia îl, îl numește păcat. Și asta a atras judecata lui Dumnezeu. Și anume moartea asupra omului. Pentru că plata păcatului este moartea. Gândiți-vă la AI. Am zis că revin. AI e creația omului. Artificial intelligence. Inteligența artificială. E creația omului. Concepută să facă omului viața mai bună. Asta e promisiunea. Dar dacă inteligența artificială dobândește o viață a ei însăși și dintr-o dată începe să acționeze în modul care rănește viața umană, care afectează în moduri super negative viața umană. Și sunt destule filme interesante despre asta, nu intră în asta. Oare nu ar trebui omul să aibă o modalitate de a scoate din priză inteligența artificială? Despre asta e toată discuția. Elon Musk îi tot presează pe unii și pe alții. Băi, trebuie reglementată, e periculoasă, nu înțelegeți cu ce vă jucați. Și acum vă întreb, e neetic ca omul să scoată din priză inteligența artificială dacă își ratează menirea? De a sluji omenirea? E neetic să o omoare? Cu cât mai mult. Dumnezeu Sfânt. Față de omul care și-a ratat menirea. Dumnezeu e îndreptățit să trateze cu o judecată aspră pe oricine nu-l ascultă pe El, pe oricine nu împlinește menirea pe care Creatorul ne-a dat-o. Prietene, nu mai sta departe de Dumnezeu. Vino la sursa vieții. El a venit în lume pentru tine și pentru mine. Nu ca să ne scoată din priză, ci ca să ne răscumpere și să ne pună înapoi pe traiectoria vieții. Rămâi conectat la Isus, adevărata viță, și astfel îl vei glorifica pe Dumnezeu, fiind transformat tu și fiind un agent al transformării între cei care trăiesc în întuneric.